aflăm în zona Brănișca, în zona primului ecoduc construit odată pentru facilitarea deplasării carnivorelor mari. Vorbim de niște pasaje pentru animale care sunt absolut necesare în vederea menținerii unor populații viabile de carnivore mari. Și sigur că aceste structuri construite de-a lungul autostrăzii Lugoj-Deva, cum ar fi acest ecoduc plus celelalte două aflate în construcție în zona Ohaba plus viitoarele tuneluri de la Marginea, vor asigura practic deplasarea animalelor dinspre Apuseni și înspre Carpații Meridional și invers. Pentru supraviețuirea speciei este esențială această deplasare. Practic e vorba de mișcările pe care le face ursul pentru a-și găsi hrană, pentru a se putea împerechea și astfel implicit pentru a-și asigura continuitatea speciei. Avem nevoie de o infrastructură verde pe tot ce înseamnă drumuri de mare viteză din două motive. Odată ca să protejăm mediul și al doilea motiv este să protejăm, bineînțeles, oamenii, șoferii care o să circule pe acolo, pentru că nu e deloc distractiv să lovești un urs la 130 de km pe oră. În primul și în primul rând vorbim de o problemă de siguranță rutieră și, bineînțeles, este nevoie să avem niște drumuri care nu-și bat joc de fauna pe care o avem în țara asta. Încă o mai avem. Sigur, dacă nu vorbim de urs, lup, râs, vorbim de cerb, mistreț și de alte mamifere care la fel trebuie să traverseze aceste autostrăzi. Și în momentul în care noi venim cu o autostradă sau cu un drum expres și tăiem munții în două, evident că avem mari șanse să tăiem în două și aceste coridoare ecologice, aceste trasee ale animalelor. Iar pentru a asigura ceea ce se numește permeabilitatea drumului, adică animalele să treacă nestingherite în siguranță dintr-o parte între alta, avem nevoie de aceste pasaje sau viaducte ecologice pentru animale sau, mai simplu spus, ecoducte. Pe lângă ecoducte, ne referim și la viaducte, dar varianta ideală este cea a tunelurilor. Practic, dacă se construiesc tuneluri și mai ales în aceste zone, cum este și zona Marginea, o zonă critică, cea mai critică de conectivitate de pe această autostradă Lugoj-Deva, reușim practic să menținem intact habitatul fără să creăm un deranj și fără să modificăm peisajul. Cred că sintagma asta, tuneluri pentru urși, a fost gândită de fapt de presă sau inventată de presă, pentru că de fapt tunelurile nu sunt pentru urși, sunt tuneluri pentru mașini, că noi, oamenii cu mașinile, noi o să circulăm prin ele, doar că pe deasupra, da, pe muntele, efectiv pe la suprafață, o să circule urși și alte animale. Din păcate, noi ne-am dat seama destul de târziu că avem nevoie de astfel de structuri. Sigur, în alte țări aceasta este o practică de fapt. În primul rând pentru a menține siguranța în trafic și în al doilea rând pentru a veni în sprijinul animalelor care au nevoie să se deplaseze pe distanțe mari. În Europa de Vest este o practică obișnuită, prevederea unor asemenea pasaje pentru animale. Nu trebuie neapărat să fie poduri verzi, pot să fie și pasaje subterane, dar aceste decizii se iau punctual în funcție de zonă și de speciile care sunt importante în regiunea respectivă. Deci cu siguranță nu sunt un moft, sunt foarte necesare chiar în aceste zone. Discuția asta în România este nouă pentru că pur și simplu noi nu avem autostrăzi montane, deci este prima dată când ne lovim de ele. Indiferent că le vedem un moft sau nu, animalele respective sunt. Mai mult decât atât, avem exemple din 2018, unde au fost, dacă nu mă înșel, 3 accidente cu urși intrați pe autostradă în zona Sibiului, unde nu au fost prevăzute ecoducte. În acel caz ar trebui practic să se ia niște măsuri de, așa zise, măsuri de defragmentare. Ar trebui construit în acea zonă un ecoduct care să faciliteze trecerea urșilor și altor mamifere mari. Pe Lugoj-Deva avem în momentul ăsta, pe loturile 3 și 4, avem 3 ecoducte, sunt deja construite. Teoretic o să circulăm în acest an pe ambele loturi, deci o să vedem și ecoductele
de la volan. O să avem în continuare problema nerezolvată cu tunelurile, așa zisele, vestitele tuneluri pentru urși de pe lotul 2. Deci nu vorbim de un tunel de câteva sute de metri. Puse cap la cap, e posibil să fie 3 tuneluri. Cert este că o să fie împreună de câțiva kilometri. Deci vorbim de tuneluri forate prin versant. Hai să, nu știu, să dăm un termen de 5 ani de zile din momentul ăsta, cu tot ce înseamnă licitație, execuție efectivă. Cam în 5 ani. Să sperăm că în 5 ani o să avem lotul ăsta gata, cu tuneluri și cu toată lumea o să fie ok. Noi sperăm să vedem astfel de construcții și pe viitoarele autostrăzi, pentru că până la urmă vorbim de o țară care este bogată în ceea ce privește biodiversitatea. Ca proiecte viitoare, mă gândesc că în special în cazul autostrăzii Sibiu-Pitești va fi nevoie de astfel de structuri, dar și dacă se realizează Comarnic-Brașov sau Târgu Mureș-Iași. Acolo va fi o altă problemă majoră, pentru că aliniamentul, așa cum îl știm noi în momentul de față, va tăia chiar habitatul ursului. Vorbim inclusiv de bârloguri care există pe aliniamentul actual și în zona respectivă există și o densitate destul de mare de urși care, cel puțin virtual, din câte vedem pe baza datelor colectate din teren, traversează în mod regulat această viitoare autostradă. Deci soluțiile astea trebuie gândite acum. Deja foarte multe date sunt strânse de organizațiile de mediu. Compania de drumuri a trebuit să țină cont de recomandările acestor organizații, pentru că dacă nu o să țină cont, o să fie și probleme și mai mult decât atât, poate nici nu o să ajungem la implementare, pentru că o să se blocheze emiterea acordului de mediu. Să gândim aceste autostrăzi de care evident avem nevoie, să le gândim inteligent și chiar dacă pe termen scurt o să ne coste mai mulți bani, pe termen lung aceste investiții nu sunt cu siguranță mofturi și se merită cu prisosință. Avem o biodiversitate cu care ne mândrim. Sigur că noi ne promovăm țara în afară ca fiind o țară frumoasă cu peisaje naturale intacte. Avem inclusiv, sigur, ursul în multe spoturi de promovare și acesta reprezintă un real avantaj. Întrebarea e cum anume reușim să ne menținem această biodiversitate, cum ne protejăm valorile. România are una dintre cele mai bogate zone naturale din Europa, zicem noi inima verde a Europei, unde avem cea mai mare biodiversitate de pe continent. Sau în paralel cu dezvoltarea infrastructurii de transport, e important să ne gândim cum menținem continuitatea și acestor bogății naturale. Până la urmă și un respect și o măsură de protecție pentru mediul în care trăiești, pentru că evident că acum avem nevoie de străzi, drumuri de mare viteză peste tot, dar nici nu putem să fim așa castruțul, să băgăm capul în nisip și să spunem, domnule, nu avem problemele astea. Pentru că dacă nu suntem atenți acum și nu proiectăm acum cu cap și cu puțină viziune, o să avem probleme mai târziu.